premierii Republicii Moldova veneau la Bruxelles, ne întâlneam cu ei și ne spuneau care sunt lucrurile pe care vor să le implementeze. Începeam lucru, cum se spune, după 2 sau 3 luni se schimba premierul. Venea altcineva. Același lucruri, noi ne suplecam mâneșile, cum se spune, ne apucam de treabă, dar mai treceau 3 sau 4 luni și venea altcineva. Și cumva Bruxelles-ul cer scuze, și-a pierdut nu neapărat răbdarea, dar mai degrabă încrederea în ce se întâmplă la Chișinău. Rolul meu, și mă țin departe de acest fapt, pentru că rolul meu nu este de a comenta evoluțiile politice din Republica Moldova, mă țin departe de acest lucru și afirm că faptul că la momentul acesta este o majoritate și asistăm sau vedem o stabilitate este îmbucurător, dar stabilitatea nu reprezintă totul. Stabilitatea este doar acea bază pe care poți să construiești, să implementezi reforme și asta este ceea ce ne dorim pentru Republica Moldova.